Salut, sunt Ovidiu, iar astăzi vom juca o partidă în 3 jucători de Little Town. Little Town este un joc în care ne întoarcem în epoca de piatră, vom construi aceste clădiri și cu ajutorul lor vom schimba prin plasare de muncitori, este un worker placement, vom schimba resurse, le vom converti, vom lua bani, nu știu de ce luăm bani în epoca de piatră, dar asta este. Luăm banii în epoca de piatră, să vedem ce facem cu ei. E, uite, aici, de exemplu, îi vom schimba în puncte. Sau o să luăm pește și peștii o să-i dăm pentru bani. Nu știu de ce am dat peștele, care era o resursă foarte importantă pentru un om din acea vreme. Sau de ce am vrea puncte în epoca de piatră. Probabil că pe vremea aia era un fel de like-uri. Dar mă rog. Hai să vedem mai bine cum se joacă. Avem această planșă care la început de joc este goală complet și vedem că sunt câteva zone aici desenate. Ea este dublă, pe partea cealaltă configurația este un pic diferită. Și de exemplu, dacă punem aici, nu știu dacă se vede pe cameră foarte clar, dar este împărțit în niște pătrățele, sunt niște griduri pe această planșă. Astfel încât dacă am pus în acest pătrățel, o să iau de aici o resursă de lemn și de aici un pește. Și este valabilă și regula pe diagonală, adică dacă am pus aici, o să iau din diagonală aici pește și de aici și de aici voi lua două resurse de lemn, deci și o resursă de pește. E, în acest fel vom plasa și vom lua resurse. O altă acțiune pe care o putem face și mereu putem să facem doar o acțiune pe rundă, adică ori plasăm, ori construim, este ca atunci când avem destule resurse acumulate să construim ceva de aici. Și să zicem că vreau să construiesc pe asta, deci plătesc un lemn. Vedem aici în colț îmi dă 3 puncte, mut aici 3 puncte. Aici întotdeauna se află costul fiecarei clădiri. Și asta o să-mi dea întotdeauna mie o resursă de grâne. Și acum am voie să o pun unde doresc eu pe planșă și să spunem că vreau să o pun undeva aici și o să pun și căsuța asta mea ca toată lumea să știe că este tile-ul meu ăsta, este cartonașul meu. Acum pe viitor, dacă eu o să plasez, să zicem aici, o să iau două de pește pentru că lacul ăsta este mai mare, este format din două pătrățe, deci iau unul de aici și unul din diagonală de aici, deci două resurse de pește am luat, o să mai primesc un lemn de aici, deci încă un lemn. Și acum, pentru că am această zonă, pentru mine, din totdeauna când plasez în jurul ei, o să primesc și o grână. Încă n-am vorbit despre piatră care se află undeva în partea de sus, când plasăm acolo, luăm pietre. Dar un alt jucător, dacă, să zicem, plasează undeva aici, el ia un lemn, iar acum, pentru că se află în vecinătatea clădirii mele, poate să ia și el o grână, doar cu o singură condiție. Înainte de a lua acea grână, trebuie să-mi plătească mie un ban, dacă vrea să-mi folosească clădirea. Și deci toate clădirile pe care vor popula această planjă vor putea fi folosite de către oricine, dar dacă nu sunt ale tale, trebuie mereu să-i plătești aceluia un ban. Iar partea foarte interesantă este că se pot face niște combo-uri cu aceste clădiri. De exemplu, dacă o să reușești să o construiești pe asta, o să obții, bineînțeles, 8 puncte, plătești 4 piatră și să spunem că o pui undeva aici, este clădirea ta, îți pui căsuța astfel încât toată lumea să știe că este a ta. Iar pe viitor, într-o altă rundă, mai strângi încă 4 resurse din astea și o pui undeva în vecinătate. Și acum, dacă o să plasezi în această zonă, o să o activezi pe asta pentru că le activezi în ce ordine dorești tu. De la asta primești 3 bani, da? 3 bani. Și vedem că aici plătești 3 bani ca să obții 5 puncte. Deci un simplu exemplu de combo pe care îl poți face în această zonă. Bineînțeles că și un alt jucător poate să vină să placeze aici, trebuie să-ți plătească ție un ban pentru asta și un ban pentru asta ca să ți le folosească, dar poate foarte ușor să ia și el cele 5 puncte, după care tu vii aici și ți le activezi gratuit pentru că sunt ale tale. Asta este o clădire cu care schimbi două resurse pentru alte două resurse. Un alt combo pe care îl observ acum rapid ar fi ăsta. Să zicem că el are această clădire care îi dă grâne, iar aici pentru o grână, dacă o dai, obții 3 puncte. Pe asta la fel, o poți pune undeva aici în vecinătate, da? Și dacă ai pus aici sau aici,
O activezi întâi pasta, ai făcut rost de grână și imediat dai grâna pentru cele 3 puncte. Și, bineînțeles, poți să le pui undeva și mai... să le plasezi undeva mai scusite. De exemplu, aici îți activezi și combo-ul, dar pentru că ești în vecinătate cu un lac, iei și de acolo un pește și de aici o piatră. Pe parcursul jocului putem oricând să arătăm unul dintre obiectivele secret pe care le avem și în funcție de numărul de jucători cât suntem la masă, vom avea fie 2 sau 3 cărți de obiectiv. Asta nu reprezintă o acțiune, adică în momentul în care ai îndeplinit, pur și simplu arăți cartea și obții punctele de pe ea. Și de exemplu aici, ceea ce ne-am spus, noi începem cu câte 3 bani. Dar pe parcurs vedem că putem să facem rost de bani și dacă la un moment dat ai 6 bani, arăți cartea asta, primești 2 puncte și o decartezi. Sau asta îți spune că trebuie să ai de 2 ori mai multă mâncare. Deci mâncarea este prezentată de pește și de grâne dacă ai mai mult decât muncitori. Și să zicem în 4 jucători, fiecare ar avea câte 3 muncitori, deci dacă ai strâns 6 cuburi de mâncare, poți să îndeplinești obiectivul ăsta cu 3 puncte. Aici mai avem un exemplu, să ai o clădire care produce sau care consumă pește. Și avem aici, asta produce pește, dacă o construiești pe asta poți să arăți acel obiectiv. Și ultimul lucru, ceea ce îl face destul de asemănător cu Stone Age și din punct de vedere al tematicii, adevărat, tot în epoca de piatră, este acela că la final de rundă, când toată lumea a terminat fie de construit și de pus toți workerii pe planșă, trebuie să îi hrănim pe aceștia. Deci la fiecare final de rundă și jocul ține 4 runde. Deci la finalul rundei întâi, să zicem că am terminat, dacă am 3 muncitori pentru că, să zicem, jucăm în 4, trebuie să plătesc 3 de pește sau poate să fie 2 de grână și una de pește, indiferent ce combinație avem noi. Pentru fiecare muncitor pe care nu-l poți hrăni, o să pierzi câte 3 puncte. După care fiecare își ia muncitorii înapoi, începem runda a doua și planșa acum este mult mai populată, avem mai multe zone unde putem să îi plasăm încât să obținem puncte, bani sau alte resurse. Putem, bineînțeles, să construim restul clădirilor și ce n-am spus despre aceste clădiri, sunt mai multe clădiri care sunt în cutie. Vedem că mai sunt aici care nu au avut loc în acest joc pentru că acest fapt oferă rejugabilitate jocului și faptul că planșa are 2 fețe și sunt diferite. Configurația asta nu se repetă pe partea cealaltă, plus ideea asta că mereu o să tragi la întâmplare câteva tile-uri și vor fi alte combinații pe care le putem construi. La finalul jocului adăugăm și pentru fiecare 3 bani câte un punct și vedem cine a câștigat. Și acum să jucăm Little Town, vom juca o partidă în 3 jucători, alături de mine sunt Fitonia și Tiberiu. Salut! Eu nu salut, că sunt introvertit. Tiberiu nu salută pentru că e introvertit, dar va juca și el. O să-i vedeți mâinile. Și acum să... Chiar și cât un picior de când în când. Hai. Și să începem plasarea primului muncitor. Avem 4. Hai, fii tu primul jucător. Unde vrei să plasezi? Casele le construiești, astea le construiești doar când construiești ceva de aici. Momentan punem muncitorii pe planșă. Care e prima plasare strategică? A, da, câte 3 bani fiecare. Cea mai strategică ar fi asta. Că iau câte o resursă. Din fiecare? Din fiecare. Păi, păi în funcție de ce construiești de aici. Da. În funcție ce plănuiești să construiești mai rapid. Quest, că am 0 bani, să bai de capul meu. Ai 3 bani. Când îi cheltui pe aia, atunci anunță-ne. Hai. Eu da. Deci tu ai fost primul jucător, ai ciocanul. Ciocanul din epoca de piatră. Ce ai făcut tu? Că noi... ai pus acolo. Bun. Ce vreau eu? Păi eu vreau așa. Vreau aici
și obțin două pietre și cu un lemn. Gata. Vezi ce repede merge jocul ăsta. Și deja poți să construiești ceva? Da, dacă ai ce trebuie, poți să construiești. Te uiți cât costă. Păi poți să construiești. Păi, dar de ce n-am grâu? Stai, grâu cum îl fac? Păi ori plasezi... Ori... Cu un lemn vreau să... Da, 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 exact. Deci plătești un lemn, deci de data asta nu mai plasezi muncitori, l-ai luat pe ăsta, primești 3 puncte imediat. Ok, deci ai luat ăsta, ai plătit lemnul, primești 3 puncte și acum construiești unde vrei tu și îți pui și căsuța asta ca să știm că e al tău. Unde vrei să construiești? Unde am deja un... Nu, aici nu poți să pui, poți să pui lângă el, dacă vrei. Și dacă pun foarte departe de el, mă folosesc de chestia asta sau nu? Păi o să te folosești data viitoare când plasezi un alt om lângă el. Ăsta deja și-a făcut treaba, nu mai are treabă cu aia. Așa, și tu acum probabil că o să vrei să pui aici, că o să obții și asta și asta și și grâna. Când o să-ți vine rândul tău să plasezi tura viitoare. Da, deci ai construit ceva... Acum noi putem să ne folosim, adică eu pot să vin aici și îți dau ție un ban ca să obțin resursa asta, dacă vreau. Dacă nimeni nu vine aici sau aici, ia ta, gratuit. Tu când pui acolo, obții și grâne. Noi nu obținem. Eu să? Da, rândul tău. Cumperi pe aia, primești 4 puncte, tu ești cu mov, 4 puncte și plătești 2 lemne. Ai plătit 2 lemne și unde o așezi? Da, că el dacă plasează aici, ia și doi pești, ia și de aici și îți dă și ție un ban. Dar ar fi bine să o pui și pentru cameră. Așa. Dai o grână, a, e combo. Dai o grână pentru 3 puncte, da, vrei să pui acolo. Am înțeles, acu' idee. Da, bine că se folosește și el, practic, de... Ok, acolo și ai pus și casa asta aici. Este rândul meu, vreau și eu să construiesc de data asta. Și o să... Păi mergem așa. N-a fost rândul meu. Deci acum vreau să o construiesc pe asta, plătesc două pietre, o iau, iau 5 puncte și unde vreau să o plasez. Stai să nu mă bag cu voi acolo. Că... Hai să o pun aici. A? Sau aici. Nu, hai aici. Aici. Dacă dau un ban, obțin 3 puncte pentru aia. Gata. A venit rândul tău. Acum poți să cumperi alta sau să plasezi un muncitor. Suntem în prima rundă. Da, avem, și trebuie să facem rost și de mâncare, să-i hrănim pe ăștia, pentru că dacă nu, pierdem câte 3 puncte. Per muncitor. Deci primești 2 pești și o grână. Uite, deja aproape că... A, și el și practic și-a hrănit toți oamenii, pentru că are deja 4... Tu primești tot așa, îi dai un ban lui că îi folosești clădirea și ai primit 3 resurse de mâncare. Păi și eu unde mă mai bag acolo? Dar eu putem să mai construiesc după ce l-am pus pe ăla? Nu, nu. Ori construiești, ori plasezi. Asta e decizia. Cum naibii farus de mâncare că am doar un lemn și ăștia nu mănâncă lemne? Nici în epoca de piatră nu se mâncau lemne. Pietre. Bun, da. Pun aici, iau 2 pești și un lemn. Păi uite, aici, aici. Așa, și îmi folosesc asta ca să plătesc un ban, plătesc un ban și iau 3 puncte. Și uite cum mă duc. 1, 2, 3. Este rândul lui Tibi. Da, mai se duce și primești piatră, lemn și cu o grână. Bun. Hai, este rândul tău. Mamă, câte resurse ai acolo. Cine, eu? Da, păi uite, toate alea. Ai strâns multe, acum o să le folosești. Și runda o să ia sfârșit când toată lumea termină de plasat muncitorii ăștia. E posibil ca cineva să termine mai repede runda și să-i aștepte și pe ceilalți să plaseze. Deci ai obținut acolo că ai făcut totul tacit. Deci ai obținut lemn, pește și îmi dai mie un ban... Ca să mai plătești încă un ban, da? Că îmi dai mie un ban, după care plătești un ban pentru 3 puncte și ai rămas fără bani. Asta-s pietre? Da. Deci tu ești cu mov. A, nu vrei? Atunci ia-ți banii înapoi. Am luat. Ai luat? Pe și mie îmi dă tu să-i un ban, trebuie să-l arunc aici. Ok. Rândul meu.
Deci n-am destule resurse. Greu cu planșa invers. Așa, hai. De unde fac eu rost? Că acolo trebuie să-i dau lui bani aici. Dă-mi. Nu prea aș vrea să-ți dau bani, dar e și greu să obțin altfel. Tot uit unde pot să iau mâncare, nu? Deci trebuie să-l pun pe ăsta aici, iau un pește și îi dau lui Tibi un ban, iau un ban ca să obțin o grână, ca să am și eu 4 resurse de hrană și acum aici ar trebui să-ți dau ție ca să dau grâna, dar după aia nu pot să hrănesc un om. Nu, nu folosesc pe aia. Eu sunt acolo? Da. Construiești ceva? Deci asta ai zis că-s pietre, da? Da. 2 pietre și 2 grâne. Ca să construiesc asta. Ca să construiești pasta și primești 7 puncte și mereu când o să așezi lângă ea, câte 3 puncte. Dar doar eu, nu și voi, nu? Nu, și noi dacă îți dăm cât un ban. Orice clădire poate fi folosită când așezi lângă ea și îți plătește cineva bani. Deci 7 puncte, te duci departe. 7 cu 3, 10. Și acum gândește strategic unde vrei să o așezi. Dacă o așezi, spre exemplu, aici, așa. Ăștia mai iau? Nu, cine a fost deja plasat nu contează, doar pe viitoarea plasare și noi nu putem să punem aici sau aici, deci doar pe viitor. Cine o să, adică doar aici și aici o să poți să iei punctele alea. Cine o să vină acolo. Da, e destul de important unde o așezi. Dacă o așezi într-o zonă prea bună, lumea se duce acolo. Dacă o așezi într-o zonă mai nașpa, poate nu ne ducem acolo și te duci doar tu. Eu am doar un ban, deci nu știu dacă o să vin la tine, că iau și eu 3 puncte cu ăsta al meu. Decât să-ți dau ție bani, mai bine îmi dau mie. Ok, ai plasat acolo, deci gata, este rândul tău. A pus el acolo sigur clădirea. Să vină toți. Da, pentru că e bine pe aici, poți să pui aici, aici și, și de-asta și de-asta, lemn. Avem oameni. Îi luăm înapoi și începem runda a doua, că e prima rundă. Îi luăm înapoi, astea rămân construite exact cum au rămas. Din nou luăm, repetăm și construim mai multe. Și o să fie împânzită mapa de o grămadă de construcții și o să fie destul de greu unde vrei să plasezi după aia, că sunt prea multe lucruri bune pe care poți să le faci. Acolo, deci primești 2 lemne. Iar eu aș avea nevoie de... unde să mă duc eu? Ah, ce bună era zona aia, dar nu. Păi mă duc aici, iau o piatră și cu un pește, plus e clădirea mea, dau un ban ca să obțin 3 puncte. Dau un ban, da, sunt în față, uite. 1, 2, 3. Cine mai are muncitor să placeze, că eu nu mai am. Așez aici și ar trebui să primesc și primești 3 puncte, deci tu ești alb. 1, 2, 3. Și o piatră. Primești piatră și lemn. Să nu zici că ne bați la jocul ăsta. Hai, deja te-ai prins. Gata? Hai. S-a terminat. Nu mai ai? Ba da, dacă vrei să mai cumperi de aici clădiri, poți, chiar dacă nu mai ai muncitor. Poți să mai continuăm înainte de a spune pas. Că, de exemplu, poți să cumpăr ceva cu resursele astea. Sau poți să spui pas. Costul resurselor este aici, nu? Da, da, mereu colț. Un colț în partea de sus la Gun Seven Wonders. Deci, alea care îți dă ce-ți dă acolo, asta dai un ban și obții 3 lemne. Bună. Și câte puncte zice care în colț acolo? 4 puncte pentru tine. 1, 2, 3, 4. Și unde vrei să o placezi? Deci rândul meu. Hai să mă gândesc și eu ce vreau să cumpăr, că voiam și eu să iau ceva. Ah, o vreau pe asta. Un lemn și cu o piatră. O iau pe asta. Asta, hai să vedem unde plasează ea și o să placez și eu după aia. Și iau 4 puncte. 1, 2, 3, 4. Tu dacă vrei și tu să cumperi ceva din ce a rămas, să spui, dacă nu zici pas. Vreau. Te gândești. Dar până ce nu plasează ea, nu putem să plasăm noi. Ah, de ce e acolo? Puneți și căsuța, să știm că e a ta. Eu vreau să pun aici, am un interes acolo. Așa. Obțin bani, după care îi cheltui imediat. Ia uite, combo acolo. Și tu? Să nu crezi de pe scaun. Așa. Deci, e greu cu planșa inversă. O cumperi pe asta, obții 4 puncte la ea. Deci tu ești cu culoarea alb. 1, 2, 3, 4, 17 puncte. Plătești astea și unde vrei să o plasezi? Acolo. Sau nu, de fapt.
aici. Vrei așa? Ok. What? Nu știu, nu știu, vrei. Sau așa, oricum dacă placezi aici opții și pe asta și pe asta pe a ta. Deci tot și opții și ăla, da. Așa și vreau să schimb, pot să schimb pești, nu? Acolo. Unde? Stai, 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 stai. Păi doar când pui un muncitor lângă atât, la de-abia ai construit-o. Așa. Gata, s-a terminat runda, deci nimeni nu mai construiește, nimeni nu mai face nimic, da? Trebuie să ne hrănim oamenii. Eu acum hrănesc oamenii, dau... Stai să dacă pot să fac un obiectiv dintre astea. Nu. Eu hrănesc cei 4 oameni cu o grână și 3 pești, că altfel pierdem puncte. Tu? Tu ai să-i hrănești? Da, tu mai țin. Deci, hrănește doar 3, unul moare de foame și ăla plânge și dai înapoi 3 puncte. 1, 2, 3. Dacă îi dau un ban să tacă, no, se ducă, nu se vrea bani. Pește. Nu există supermarket pe vreme. Acum tu o să fii primul jucător în runda asta, trecem la runda a doua. Începi. Și acum, mereu când se termină runda, trebuie să-ți hrănești cei 4 oameni, dacă nu pierzi câte 3 puncte, câte 3 puncte pentru fiecare om nehrănit. Dar la un moment dat avei, dar cred că ai cheltuit pentru... Da, chestia asta n-am făcut-o? Ia. Yeah. Build 3 building respectiv adjacent or diagonally to cu munte, forest și unde este... Unde ai tu 3 clădiri care sunt... Deci munte, pădure și lac, da. Da, piatră aici. Da, da, sau piatră. 3 puncte. Deci mai primești încă 3 puncte cu asta. Una, două să fie clădiri ale tale care să fie adiacente. Dacă hrăneam și pe fraierul ăla... Da. Erai mult mai în față. Acum trebuie să încerci să faci jos de 6 bani. Sau să-i pierzi pe toți. Sau să-i cheltui pe toți. Păi ești foarte aproape să faci jos de 6 bani. Da. Și atunci anunți și obiectivul ăsta. Așa. Ce ai făcut? Când am observat? Aici. Ai pus acolo și ce opții? Ca să primești ea o grână. Mai dăm... și tu obții 2 puncte pentru chestia asta. Mă rog, în runda ta o anunț, dar asta e. Deci mai primești încă 2. Una ca ai 6 bani. Continuă-ți runda acolo. Pentru 3 puncte. Vii și tu după noi, hai. Pentru 3 lemne, da. Că ai tot clădirea ta. Și lemnul ți l-ai luat de aici? Ok, rândul meu. Unde placez, placez... pe știu clar unde vreau să placez. Eu vreau să placez aici. Iau 2 bani că e clădirea mea, că nu mai aveam bani. Plătesc un ban ca să iau 3 puncte, uite ce combo frumos. 1, 2, 3. Și aici să dau un ban pentru 3 de-alea. Dar n-am de unde, că am doar un ban. Obțin o piatră și cu un pește. Eu am ban, dar n-am minte. Așa. Că n-am niciun combo. Și cam atât. N-am făcut. E rândul tău. Și banii ăștia se transformă în punct de ceva sau? Nu. Păi transfer tu, uite, de exemplu aici. Dai un ban pentru, poți să vii la mine la clădire. Dai și mie un ban, dai, nu știu. Doar așa se pot transforma. Aici. 2 pești ca să-i hrănești oamenii, și obții grâu. Și grâu. Așa și cam atât, nu? Da. Pe care? Nu, nu pe aia, că voiam neapărat să pot să schimb eu acolo chestii. Că acum o să dai, acum o să dai 2 din astea resurse ca să obții alte. Și 5 puncte, 1, 2, 3, 5, aproape ne-ai prins. Că ăla era planul meu să iau pe aia, e foarte bună. E super bună aia. Ok, hai să încerc să iau altfel atunci. Deci, a pus cineva prea departe acolo. Nu. No. Vreau puncte. Multe puncte. O să pun aici. Obțin 2 pietre. Și mai obțin de la mine de aici 2 bani. Și de la tine de aici pot să fac niște schimburi, niște chestii, dar nu vreau să te plătesc. Să te plătesc? Să-l dau un ban ca să fac schimb acolo ceva? Hai, iau un ban și folosesc clădirea aia, dau un lemn pentru încă o piatră. Ai văzut-o ce vrei. Gata, e rândul tău. Ce se încrănesc oamenii?
pierzi și tu multe puncte. Doi pești, deci, și greu. Tu acum ai grijă să ții hrana, să fie asigurat și pentru runda viitoare să ai, că e bine așa să faci. O rundă nu prea faci puncte, faci jos de resurse să-i hrănești pe oamenii aia, să-i îngrași. Și după aia faci numai puncte în runda 34. Să fac ce mai obez. Ok, regat. Deci două pietre și o lemn și ce mai e de acolo? Faci niște schimburi, mai grână nu ai să dai. Bani ai ca să dai pentru 3 lemne dacă vrei. Două lemne cu două grâne. Și atât, da? Te oprești. Rândul meu, o să construiesc ceva cu 4 pietre. 4 pietre și acum pot să construiesc pasta sau pasta. Asta nu mai dă nimic pe parcurs, dar îmi dă acum 10 puncte. Asta îmi dă 8. Dar și pe parcursul jocului, dacă dau 3 bani, obțin 5. Dar după aia o să vă băgați și voi aici. Pe când asta nu vă ajută. Dar dacă o construiți voi, uite, Flori deja are, tu ai două, hai mai bine să o fac pasta. Și o pun aici cu combo-ul meu, de unde obțin bani. Și îi dau după aici. Da, fac așa. Că mă ajut și pe mine. Așa, deci ia 8 puncte, unde sunt eu aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și atât. Hei, te-ai băgat și tu acolo. Poți deci, să folosesc de toate 3? Da, dacă îmi dai 3 bani. La asta trebuie să dau un ban ca să primești 2? Da. Deci dai un ban mie, da, și de la caserie primești 2 bani. În partea cealaltă, iar dacă vrei să folosești și pasta, îmi dai mie iar un ban, după aia dai la casă un ban pentru 3 puncte și tot așa. Deci mie un ban, unul la caserie, primești 3 puncte, unde ești tu alb, 1, 2, 3, și acum iară dai un ban și după aia încă 3. Deci 3 la caserie și 1 mie. Câți bani mi-a dat. Și obțin încă 5. 1, 2, 3. Eu n-am făcut combo pentru tine. Eu n-am făcut pentru mine. Poți mai folosi pe ăsta? Păi numai, că ai folosit toate 3 clădirile. Nu mai poți să folosi. Păi și practic tu mi-ai luat spotul. Eu nu pot să mai bag aici, că nu pot să vin aici, runda asta. Doamne, ce mi-ai făcut. Am bani și n-am ce să fac cu ei acum. Și e și înaintea mea. Nașpa. Tot poți să te... Da, pot, în spate acolo. Deci ai cumpărat cu două pietre clădirea aia care pentru două lemne obții 3 și îți dă 5 puncte acum. 1, 2, 3, 4, 5. Și mă rog, ai plasat-o, acu' e prea târziu, nu știu de ce n-ai plasat asta aici ca să-ți faci combo. Obținei lemne și imediat tot în aceea jundele și dădei pentru puncte, dar ai plasat-o prea departe. Nu știu de ce n-am observat că merge așa pe diagonală. A, e bine cum ai plasat. A, nu. Aiure, am vorbit să mă aflu întreb. Ok, este rândul meu. Hai să mai și plasez oameni de ăștia. A, iar n-am mâncare și eu. Bă, unde-i cu mâncarea? Dați-mi mâncare. Uite. Pun aici 2 pești. Perfect, ca să-i hrănesc pe toți. Și acum... stai să mă gândesc. Dau un ban pentru 3 puncte. 1, 2, 3. Și încă 3 bani pentru 5 puncte. Ce bine am construit acolo. Hai. Construiești vreo clădire sau... Lemn și cu piatră. Și acolo e clădirea ta. Dacă dai un pește, obții 3 bani. Vrei? Dai un pește, ia 3 bani. Și atât. Și tu ce faci acolo, în grămadele aia? Dai un ban pentru 3 lemne. Ar trebui să primești și un lemn. Deci. Păi da, nu ți-am dat lemn? Nu știu. Da, și eu mai trebuie. Nu mie. Da, cui? Mie, da. A, ai luat-o. Credeam că ție. Pe asta nu știam de ce. Și schimb două lemne. Pentru ce? Două grâne. Bun. Altceva mai faci acolo? Ah, atât atunci. Rândul meu. Unde plasez eu acum? Deci, de-astea am... Ah, eu am uitat ca să anunț că zice aici să primești în aceeași rundă puncte de la două clădiri. Și eu am primit de aici și de aici în aceeași rundă, runda trecută. Iau și eu două puncte pentru asta. Așa. Plasez undeva bun. Plasez aici, dau un ban pentru 3 puncte
și obțin pește și cu o piatră. Gata? Rândul tău? A, și am și pasta. Să ai trei clădiri care să fie ale tale și să se atingă între ele. Și uite, asta, asta și cu asta. Să ale mele se ating între ele, încă trei puncte. Da, pe ultima nu pot să mai fac. Una, două, trei. Ce zice asta? Construiești una care să producă sau să consume lemn și cu piatră. Și unde ai? Lemn. Produce lemne și piatră. Ori, da. A, da. Deci ai încă două puncte. Și ultimul obiectiv nu pot să-l mai fac, că n-am fost atent. Zicea să construiesc o clădire care, pe care să plătesc două tipuri diferite de bunuri. Și au rămas doar clădirile astea care au un singur tip de bunuri pe care să le cumpăr. Deci n-am cum să fac pe asta. O arunc. Păi nu ai plătit pentru asta? Două bunuri diferite? A, ba da, înseamnă că n-am observat eu la timp. Mai au două puncte. Bine că ai văzut. Că eu nu văzusem că am construit. Și aici spend at least one resource cube pe care l-ai luat runda respectivă. L-am făcut aici. Da, că l-ai cheltuit acolo. Deci încă două puncte și pentru tine. Tu ce obiectiv mai ai? Ah, să ai zero bani. Dar momentan tot strângi bani. Cheltui pe toți la un moment dat și ți-ai făcut și alea trei puncte. Aici este rândul meu. A, nu, nu a fost rândul meu, este rândul lui Tibi. Da. Vrei să... Spui pas momentan? Rândul ei și eu cred că o să spun și eu pas, n-am ce să fac. Și începem runda a treia. Trebuie să-i hrănim pe oameni. Construiești o clădire, deci pe asta cu 4. Ia, ia. Câte puncte are? 6? Parcă 6, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puncte are pe ea și... Să construiești două clădiri care produc grâne, a, și nu mai poți. Da, tare. Deci, practic, ai pierdut 2 puncte. Asta încercam să... Da. A, îți faci un combo când plasezi un om aici. Și poți să plasezi? Nu, în aceeași rundă, ori una ori alta. Data viitoare te bagi acolo. Și iese combo. Cred că știu ce. Ai, dacă pun, trebuie să fie aceleași resurse? Două resurse de același fel? Nu, schimbi două resurse pentru ce resurse vrei tu. Deci obții două pietre și un lemn și acum dai la schimb ce resurse vrei tu pentru alte două. Ah, nu, de ce faci asta? Că voiam și eu. Atunci îmi schimb strategia. Mă duc în altă parte. Mă duc aici, obțin un pește, obțin o piatră, 2 bani și un ban îl dau pentru cele 3 puncte. Ui, ce m-am dus. Cine mă mai prinde? E rândul tău. Și puteai să și dai lemnul pentru aia, da, pentru încă 3 puncte, da, poți. Aici. Deci, 1, 2, 3. Unde? Unde ai pus? Acolo. Aici? Da. Deci obții lemn, piatră și 3 puncte. Ce ai mutat? 1, 2, 3. Ce am mutat? Eu n-am mutat nimic. Asta-s eu. Păi da, și eu l-am mutat pe el, că el a făcut 3 puncte acum. Că te-a mutat și pe tine, da. Dar el era în spate. Nu, în spate era. E bine. Sunteți ok. Ok, da. Vom vedea pe filmare. Mi se pare super ciudat să fie așa în urmă. Erai în urmă, da. Vom vedea pe relori. Ok, mă sabotez. Și poate vezi că era bine. Deci 4 pietre pentru aia care îți dă doar 10 puncte și... Doar 10 37, 47. M-am aproape mai prins cu clădirea. Dacă nu, aici am... Și clădirea asta e a ta. Bine, oricum nu mai dă nimic. Să vă îngrămădesc aici. Să știm. Eu spun pas că n-am ce să mai construiesc, n-am oameni. Tu ai un om. Unde îl plasezi? A, voi mai aveți cât un om, eu n-am. Acolo, deci obții o grână, un lemn, un pește. Și după aia, dacă vrei să mai folosești alte clădiri, zi, dintre alea care nu sunt ale tale. Aia cu 3 puncte, dacă vrei să folosești, îi dai ei un ban. Te interesează 3 puncte sau nu? Ea n-are ce să facă cu banul, cred. De fapt, are. Gata? Da. Gata? Tu ce faci acolo? 2 pești și un... 2 pești și un...
copac cu flori și lemn. Și mie n-ai ce să-mi dai bani și asta e tot. Și acum am 4 pești ca să-mi hrănesc oamenii. I-am hrănit, nu pierd puncte, nici tu, nici tu. Păi trebuia atunci. Hai. Să ne oprim? Că na, nu trebuie să-l jucăm pe tot. Păi nu știu ce trebuie să mai fac. Ce mai pe același loc, e ultima rundă, are 4 runde. Și vedem cine a câștigat. Sau să ne îmbrăcăm. De multe ori nu jucăm. Eu am jucat în progol. Șterg partea asta. Hai că mai sunt 10 minute. Mai sunt 10 minute, hai. Hai, runda a patra. Da. Pe așa era neapucat de piatră. Ca să fie mai tematic jocul. Hai. Hai să ne luăm oamenii. Patru oameni. Uite, vezi, să nu-i dai case. Eu sunt primul. Și mă duc ca de obicei la mine. Aici unde obțin 2 bani. Plătesc un ban pentru 3 puncte. Hai, nu trei. Da și mie un ban. Și cam atât. Gata, e Tibi. Unde te duci? Trebuie să scap de bani ca să-ți faci alea. Deci 2 pești, o grână. Și acolo poți să dai 2 grâne. Pardon. Și acolo în partea aia poți să dai 2 grâne pentru 5 puncte, vrei? Să dau acum? Da, imediat. Vrei? 1, 2, 3, 4, 5. 2 grâne le-ai plătit pentru clădirea aia. Și te-ai apropiat. V-ați cam apropiat de mine. Trebuie să mai iau niște puncte. Clădiri nu mai sunt de construit, le-am construit pe toate. Un pom, doi pietre, două pietre. Și poți să faci niște schimburi pe acolo, valutare. 2 lemne pentru 3 puncte. 1, 2, 3 puncte. Și ce mai faci? Nu se poate. Ești la câteva puncte de mine și eu credeam că am câștigat. Aici iau 2 pești și un copac și dau un ban pentru 3 puncte. Mai fug un pic și în partea aia n-am să dau 3 bani, din păcate. Nu, asta este atât. Și acum știu plasarea lui Tibi. 3 puncte. E normal că acolo pune aia. Deci iei 3 puncte. 1, 2, 3. Și ce mai e de acolo? Pește. Un pește. Și vrei să folosești asta ca să dai peștele pentru 3 bani? Deci să fac bani. A, dacă tu vrei să scapi de bani. Dar nu poți să-mi dai mie. Ești. 2 pești. Cea mai proastă mutare, dar trebuie să-i... Și atât, că nu ai bani ca să... Dar nu trebuie să-i hrănești, poți să dai și înapoi. Da, da, zi, da. Pun aici, iau 2 bani, dau un ban pentru 3 puncte, 1, 2, am depășit 60 de puncte deja și primesc și un pește. Mai vii acolo, mai iei încă 3 puncte de la tine. Gratuit. A, nu, credeam că pui aici. Pui acolo. De fapt, De fapt, da? Dai 4 bani. Deci dai un ban, mi-l dai mie și 4... 3. A, și 3, pardon, da. Așa, și ai rămas și fără bani, practic. Deci primești 5 puncte. Wow, 4, 5. Și ai făcut-o pe asta, să ai 0 bani, pe nu mai ai bani, că ai cheltuit pe toți, încă 3 puncte. Una, două, și uite cum, dintr-o mutare... Pește și lemn, da. Ah, foarte... Asta chiar că a fost mutare bună. Și a și hrănit oamenii cu ocazia asta, a luat și puncte, a scăpat și de bani, a făcut și toate obiectivele. Păi nu, că nu mai sunt clădiri, nu mai... poți să le schimbi pentru ce ai nevoie aici. Sau poți să... Uite, sau vii la ea și îi dai un ban și dai 2 lemne pentru 3 puncte. Aici să faci cu el. Găsești soluții. Uite. Doar că trebuie să-i dai eu un ban, dar n-ai bani. 3 lemne. Și dai 2 lemne pentru 3 puncte. Una, două și l-ai depășit cu un punct. Și unul acolo. Una, două, trei. Bun. Ultima mea plasare. Trebuie să fie cea mai bună din joc. Și o să fie. Pun aici. Dau 3 bani pentru 5 puncte. Să mai fug.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de puncte și obțin un land și un peștui. Ultima ta mutare a jocului. Iei 3 puncte de acolo și un pește și un land și un de toate. Cred că așa. Și 3 puncte pentru tine. Unde ești aici? 1, 2, 3. Și tu? Ce poți să mai faci? Trebuie să-mi hrănesc neapărat. Aaa, dar chiar acum am văzut. Pietre, o să le schimbi acolo pentru două grâne sau... Păi da, aici. Trei puncte minus. Deci ce? Mhm. A, dar stai că am pus aici. Da. Ok, și atât, da? S-a terminat jocul, acum ne hrănim oamenii, eu pot să-i hrănesc pe toți, am patru, tu poți să, toată lumea poate să-i hrănească. Așa, și scorul... Stai puțin să văd dacă mai ai, trebuie ceva la scor, că parcă mai e ceva. End of the game. Primești tot ce e așa. Ah, și fiecare 3 bani pe care i-ai înseamnă un punct. Păi te-am întrebat. Am uitat. Ei, oricum nu, pe, nu puteai să faci obiectivul. Voilà. Nu, dar la un moment dat ți-am dat ție foarte mulți bani pentru că am crezut că n-am nicio valoare. Oricum a fost la final. Bine. Oricum a fost bine ce ai făcut aici. Că ai luat 5 puncte. Nu mai... Că alea 5 puncte îți trebuiau 15 bani ca să obții... 5 cu 2 de... Nu, atât, asta este. Deci fiecare 3 bani, dar niciunul nu mai are bani. Deci s-a terminat 67, 59 și 58 de puncte, la un punct între voi. Și acum vreau să văd video dacă ai putat aici. Așa. Mie mi se pare un joc foarte bun, seamănă cu Stone Age, are rejucabilitate mare pentru că sunt mai multe tile-uri din astea pe care nu le-am băgat acum în joc. În fiecare, de fiecare dată când începi un nou joc, tragi alte tile-uri dintre cele care sunt în cutie, așa că vor fi alte combo-uri, alte lucruri pe care le obții. Să vedem și părerea lor. Cum ți s-a părut că tu ai jucat până prima oară? Trebuie să înveți combo-urile. Nu, cred că te auzi de acolo. Dacă nu înveți combo-urile, o să fii ultim. Dar așa, ca prima impresie ca joc, ți se pare un joc bun, cu rejucabilitate, tactic? Da. Față de altele, adică în comparație cu alte jocuri. Așa? Îmi place. Da. Chiar dacă ai pierdut ultimele două partide, îți place. Okay. N-am pierdut. Ia uite cine e aici. Jucătorul portocaliu. Uite cine a câștigat. Da, uite cine a câștigat. Albu. Da. Cum a ajuns căsuța asta aici? Am dat-o el la parte. Ok, asta a fost, asta este Little Town. Eu am fost Ovidiu alături de Fitonia și Tibi, iar până data viitoare toate cele bune. Pa, pa!